Părintele Profesor pentru cuvântul de învățătură foarte frumos pe care l-a spus astăzi. Și totodată vă mulțumesc tuturor pentru dragostea pe care ați avut-o, iată să veniți, să slujiți împreună cu noi, să participăm împreună la această dumnezeiască slujbă și sfântă liturghie. Mulțumim corului pentru că, iată, acolo unde este mănăstire, de multe ori vin și băieții care cântă frumos și ne încântă. Și de multe ori ați văzut că atunci când și corul cântă frumos, parcă și inimile noastre vibrează altfel și încep la un moment dat și lacrimile să curgă mai ușor. Lucrul acesta, epis credincios, se datorează faptului că însuși în cântare, ci că este prezent Harul Duhului Sfânt. În cerul trebuie să știți că îngerii cântă în cor, slavă lui Dumnezeu, Osana, Osana, slavă în cei de sus lui Dumnezeu. Și iată, și pe pământ, pace, spunem noi, și între oameni, bună voire. Pentru că avem nevoie de această pace, iubiți credincioși, pacea, în primul rând, a sufletului, dar și pacea trupească, pe care, de multe ori, necazurile și greutățile vieții, ați văzut, că o mai perturbă. Dar atunci când vă aflați atât în biserică, nu știu dacă ați observat că sufletele noastre parcă se află într-un loc pe care nu-l înțeleg. Într-un loc pe care de multe ori nu mai vor să-l părăsească. Într-un loc care dacă ar putea, ar sta mult mai mult. Dar iată că pe unul dintre dumneavoastră îi cheamă la un moment dat și lucrările vieții și de aceea trebuie de multe ori, ați văzut că prin cuvântul preotului se spune că dacă acasă când ajungeți puneți o părticică mică din, iată, harul care luați la Sfintele Slujbe, să știți, iubiți credincioși, că veți fi păziți de Dumnezeu, veți fi ocrotiți. Mai mult de atâta veți vedea că va merge cu spor toate ale voastre. Ați văzut cum a spus și Părintele, trebuie să vă mai spun și eu că Sfântul Ioan Botezătorul, dacă ați fost atenți și la pericopa evanghelică, este dintre puținii oameni din lumea aceasta, și a spus Hristos, cel mai mare născut din femeie, care, iubiți credincioși, a primit darul Duhului Sfânt și harul lui Dumnezeu încă din pântecele Maicii sale. Foarte puțin mai sunt, cum este, de exemplu, Sfântul Proroc Israel, Sfântul Proroc Isaia, Sfântul Nicolae, ați auzit că și el a fost foarte binecuvântat încă să se nască. Sunt puțini, iubiți credincioși, dintre aceia dintre noi care se nasc într-un mod minunat. Iată unii pentru că ajung la mănăstiri, alții ajung cântăreți, destoinici, alții preoți, alții părinți. Toți, iubiți credincioși, ajung într-o rânduială pusă de Dumnezeu. Ce trebuie să facem noi este atunci, în rânduiala în care suntem noi, să excelăm și să putem cu adevărat să-i ajutăm și pe ceilalți, cum odinioară ați văzut și Avraam, la rândul său, l-a ajutat pe Lot, nepotul său, să meargă mai departe și să poată cu adevărat, pentru că el era poate puțin mai neputincioși, să aibă posibilitatea, iată, să crească. Și ați văzut că Avraam a cedat pământurile cele mai bune pentru nepotul său. Le-a cedat și cu toate acestea, tot el era cel care creștea și își mulțea averile sale, pentru că era iubitor de străin și căuta, iubiți credincioși, să împlinească cuvântul Scripturii. Ați văzut că noi românii, iubiți credincioși, suntem celebri din lumea largă pentru că avem casele noastre deschise întotdeauna pentru străini. Și foarte ușor îi primim pe cei care, iată, poate nu au unde să nopteze, pentru că, cu adevărat, cuvântul Scripturii se împlinește și în viețile noastre. Este cu nevoie să vorbim acum despre faptele Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că, iată, mai mult decât Scriptura nu putem spune.
Dar atâta putem să o spunem că avem binecuvântare mare, iată că cinstitele sale moaște ne ocrotește și avem posibilitatea întotdeauna să-l chemăm și să ne fie sprijin, pentru că este de multe ori, vedeți, când este pictat în icoană, ați văzut că Sfântul Ioan Botezătorul este pictat cu aripi. Spune că face parte, iubiți credincioși, primul dintre pământeni care, iată, a putut să se ridice la rangul acela de înger. Adică a avut o viață îngerească încă de pe pământ. Ați văzut că s-a spus la Sfânta Scriptură, băutură amețitoare nu a pus în gura sa. Deci a fost un pusnic desăvârșit. A fost un monah desăvârșit, dar iată un înger cu adevărat, pentru că a venit să ne ducă pe noi, pe cei care încă alunecăm pe marea acestei vieți, să ne pună într-o rânduială și, cum a spus-o și Scriptura, să pregătească calea celui care avea să vină după el, adică calea Mântuitorului. El a botezat cu apă și a spus-o că cel care vine după el, iată, nu este vrednic să-i deslege cureaua încălțămintelor și cel care vine după el avea să boteze cu Duhul cel Sfânt și cu foc. Acest Duh Sfânt, iubiți credincioși, pe care l-am primit cu toți la taina Sfântului Botez, suntem datori, asemenea călugărilor, asemenea preoților, asemenea pusnicilor, asemenea celor care sunt deja sfinți pe icoană, harul acela să-l facem să fie nu numai lucrător, ci și sfințitor. Bunul Dumnezeu să vă plătească, să vă binecuvânteze, vă mulțumim încă o dată și vă așteptăm de fiecare dată, pentru că biserica noastră este deschisă zi lumină. Noi avem o rânduială mai specială, în timpul săptămânii facem slujbele de noapte de la ora 3 și Sfânta Liturghie, de obicei, în jurul orei 5:30-6. Dar, când sunt sărbători, atunci ne mai bucurăm de multe ori că avem prezența unor coruri binecuvântate și mai facem zivegheri de toată noaptea. Cred că la sărbătoarea din 13 noiembrie, la fel o să avem o sărbătoare începând cu orele 10 noaptea și vom termina la 8 dimineața, ca în Sfântul Munte. Așa. Încetul cu încetul, să știți că încep așa zidurile bisericilor noi să se umple de rugăciune, pentru că ați văzut cu toții. Sunt biserici noi, câteodată când intrați în ele, încă nu simțiți acel duh de rugăciune. Dar dacă veniți în număr mare, încetul cu încetul, biserica se umple de multă binecuvântare. Și acele rugăciuni se împregnează, iubiți credincioși, nu numai în ziduri, dar, așa se spune, în acel loc. Pentru că Sfinții Părinți au spus-o. Omul sfințește locul și nu locul pe om. De aceea,